un, ca să vedeți asta, ca să vă fac să înțelegeți lucruri mărunte. Un demnitar, un securist, vede odată o bătrână că și-a făcut cruce în dreptul bisericii. Și a zis, Doamnă, dar suntem în plin materialism dialectic, cum vă permiteți să faceți cruce publică în fața unei biserici? Da, dar zidurile astea sfințite, acolo stă Dumnezeu. Păi și casa mea e mai mare ca biserica voastră, fă cruce și în dreptul ei. Mă rog, domnuțule, nu te supăra. Nevasta ta e toată din carne, dar tu o pupi pe față, nu în fund dimineața. Adică să înțelegi că între cărămida și ușa bisericii și cărămida și ușa casei tale e o diferență. Așa și noi. Deci în momentul când te scoli și faci o cruce în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, tu respecti pe Dumnezeu. În momentul când te scoli și înjuri, tragi un Dumnezeu, bei o cafea, aprinzi o țigară, mai dai cu chiciorul într-un animal prin o gradă, mai jicnești vreo 3-4 pe drum, mai iei câteva pahare de băutură la cap și mai înjuri jumătate de sat până la locul de muncă, ăla nu e un act creștin. De ce v-am explicat lucrul acesta? Ca să înțelegeți simbolul lumânării aprinse. Și ce spun babele? Ca să ne întoarcem la popularitatea tradiției. A bătut un vânt la mormântare, o lumânare nu i-a stat aprinsă. Ai văzut dacă a fost spurcat și-a dracului în timpul vieții? Ai văzut, domnule, nici când i-au făcut prohodul, măcar nu i-ardeau lumânările. Ai văzut cum curgeau și se stângeau? Nu și-a meritat lumină. Deci, poporul, în interpretarea Sfintei Scripturi și în raportul cu tradiția, întotdeauna găsește conotația unui lucru pe care îl face în biserică, nu la întâmplare, și conotația unui lucru făcut cu bun tâlc și cu bună chipzuință. Și cum vă spuneam, mucul acela cu lumina sunt faptele bune, dar care ce fac? Deopotrivă cere se mulțește, să trec și să scriu în împărăția lui Dumnezeu, de aceeași potrivă trupul se consumă și omul se stinge. Și că s-a stins. E o formă frumoasă. De fapt, noi nu ne-am stins. Cea mai frumoasă formă este a adormit. Dau și ăștia la știri câte o știre, se spune. S-a dus în neființă. Nu există neființă. Neființa e cel mai mare blestem dumnezeesc care, dacă s-ar aplica întregii creații, Dumnezeu și-ar greși esența de Dumnezeu. N-ar fi Dumnezeu. Dumnezeu, tot ce a creat este bun și bun foarte și nu va desființa niciodată. Era foarte ușor lui Dumnezeu să desfințeze neamul omenesc direct prin Adam și Eva în greșeală și să nu mai fie nevoie de răscumpărare și de venirea lui Hristos sau să facă altă lume. Era ușor lui Dumnezeu să desfințeze dracii și să nu le mai așeze un iad, un loc fără el, unde să-i lasă să chinuie singur și să ducă acolo și slugile lor, adică cei care îi slujesc cu o sârdie. Nu! Se spune că și pentru demoni Dumnezeu are iubirea milostivă, îngăduitoare, iertătoare, cumpănitoare. Nu îi șterge de pe pământ și îi lasă să se chinuie, să știe că au avut o șansă de a sta în lumină și au ales întunericul. Și primul gest de glumă pe care l-a făcut Dumnezeu împotriva dracilor a fost când le-a umplut iadul de lumină. Îți dai seama, știți poporul ce spune, dacă iese cârtița la soare, moare. Și dracul, dacă dă de Dumnezeu, fuge. Și cineva într-o zi spunea, dacă mă fac satanist, zice domin, într-o discuție din asta, un tânăr de ăsta rebel, și spune, eu dacă mă fac satanist, domin jumătate de aș. Băi, voi draci, fugiți de o bobă de tămâie. Ce să domin tu jumătate de aș? Tu nu știi cum te cheamă cu buletinul în mână. Ei, toate aceste ritualuri, pentru că am ajuns la capitolul punerii în mormânt, țin de buna cuvință și evlave a celui care a trăit. Dacă ți-ai respectat mama, dacă ți-ai respectat tata, dacă n-a murit într-un azil uitat de Dumnezeu, dacă n-a murit într-un azil uitat de familie sau n-a fost hrănit de asistenții sociali sau de alte persoane, acea mamă și acel tată a avut demnitatea de a trăi pe pământ, exact cum spune Scriptura, ca un semn de respect, cum spune porunca a cincea, dacă nu mă înșel, sper să nu o greșesc, cinstește pe părinții tăi, dacă vrei să-ți fie ție bine pe pământ și să trăiești ani mulți și fericiți. Și unii cinstesc, îi mai pocnesc, îi mai exploatează,
îi mai abandonează sau nu îi bagă în seamă. Un bătrân este dificil, un bătrân este neputincios, un bătrân este sucit, dar tu trebuie să cauți echilibru. E bolnav, îi aduci medicamentul, e flămând, îi duci mâncarea, e gol, îi duci îmbrăcămintea, în restul nu te pui în mintea lui. Dar ești obligat și de datoria ta sacră, pentru că este urmașul urmașilor tăi și istoria istoriei tale. În momentul când te duci și cauți vestigii, cum umblăm noi românii mereu, suntem, vedeți, românii au două lupte. Lupta de identitate, deși de 2000 de ani suntem pacia, încă arheologii caută ce? Documente dacice, tezaure dacice, amprente dacice, argumente dacice, vor să arate că am existat și în Ardeal, și în Țara Românească, și în Moldova, și în Bucuroși, când găsesc monezi sau zale sau scuturi. Deci dacă de la niște fierătănii ești atât de încântat și de la niște hârtii, cu atât mai mult când din generație în generație ți se spune nepotul lui Creangă, nepotul lui Sadoveanu, nepotul lui Iorga, nepotul lui Xenopol, nepotul lui Ștefan cel Mare, nepotul lui Vlad Țepeș, nepotul lui Cutare. Deci fiecare ce face de fapt? Își pune la temelie identității sale stema și emblema faptelor de demnitate și de vitejie. Astăzi nu se mai răsplătesc așa, așa era în vremea respectivă. Rangul se purta din tată în fiu și era considerat rang câștigat prin vitejie, prin demnitate și prin luptă. Astăzi înveți trei fofârlici acolo, ți-ai pocnit un doctorat, îți scrii doctor pe copertă, îmbraci bine cartea aia și o aurești și pui ghirlande și povești, dar doctoratul ăla ține doar așa de umbră în cap când e soare afară. Dar în momentul când ai crescut un băiat și un chirurg de nota 10, un procuror de nota 10, un polițist, un judecător, un avocat, un medic și câte alte nații pe pământul acesta, care fiecare cu funcția lui, atunci spui, da, băi, ăla-i băiatul lui Cutare, băi, ăla-i băiatul lui Cutare. Ei, așa și în viața noastră de zi cu zi, punerea mormânt ține de băiatul Cutare, de demnitatea lui Cutare, de omenia lui Cutare, de respectul lui Cutare și același lucru l-a făcut și Pilat. Și a dat seama că are de-a face cu Fiul lui Dumnezeu. Ce îi spune? Ești tu împăratul iudeilor? Nu, tu zici aceasta. Eu n-am spus. Dar împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Deci ce arată Hristos? Demnitatea mea e mai mare decât tronul tău, care mâine poi mâine nu mai este. Știe cineva astăzi cum arătau lingurile lui Pilat? Știe cineva cum arăta tronul lui Pilat? Nu. Știe că a existat un Pilat care l-a vândut și l-a dat în mâna iudeilor. Dar Iisus știe toată lumea că este fiul Mariei din Nazaret și al lui Iosif, care a fugit în Egipt, care s-a întors din Egipt, care a locuit în Nazaret, care a intrat în templu la 12 ani, a ieșit la 30 de ani, s-a botezat în Iordan, a mers la propovăduire, a vindecat bolnavii, a luat neputințele poporului, apoi s-a răstignit și a înviat. Iar noi când mergem în cetatea Sfântă a Ierusalimului, nu facem decât să călcăm pe urmele Evangheliei, unde împărații bizantini și creștini au zidit câte o biserică pentru fiecare pericopă evanghelică în parte, la locul unde a avut loc minunea. Ei, aici vorbim de minunea mormântului și ce a lăsat Dumnezeu ca mărturie, pentru că nu se știe. Unii oameni chiar nu cunosc lucrul acesta și e bine să-l știți. Sfânta Lumină care vine astăzi în timpul slujbei celei mari, că am avut discuția cu cineva foarte mare și mi-a spus, părinte, îmi pare rău că la vârsta care o aveți sunteți naiv, și am spus, prefer să rămân naiv decât prost. Cum ați putea crede dumneavoastră că e posibil ca o lumină așa aiurea să vină de undeva peste mormântul ăla acolo și să umple lumea de bucurie așa trosplios? Uite, tocmai asta constă taina învierii. Evreii nu suportă creștinismul pentru că ei nu-l așteaptă pe Mesia. Ei de acum trebuie să vină, nu cred în Hristos. Arabii nici atât, ei sunt oamenii semilunei. Ca drept dovadă ați văzut cam ce atrocități pot face în Siria și Egipt
și se răzbună pe creștini din ce motiv? Că la rândul lor, creștinii au dus războaie împotriva lor și au omorât sângele lui Allah. Și acum ei se răzbună pe cine prind? Pe etiopieni, sirieni, egipteni, oameni liberi care n-au nicio vină. Ce treabă am eu că strămoșii mei s-au bătut la Transnistria? Treaba lor ce au făcut acolo. Așa era vremea istoriei. Deci trebuie să mă omor tu pe mine că aș dădea un cap cu bombe. Asta e viața. Sinaxarele trebuie umplute de sfinți. Vin, sigilează Sfântul Mormânt, n-ai ce să ascunzi acolo că-s doar niște petroaie fumate, ați intrat în Sfântul Mormânt care ați fost și ați văzut, și o placă așa un fel de piatră lustruită, parcă ar fi de marmură, dar nu-i marmură. Pe ăla așează o vată udă. De ce o pune udă? Pune aromate pe ea ca să simbolizeze punerea lui Iisus în giulgi. Sfântul Mormânt are niște, așa ca niște uluce, parcă ca niște geamuri. Este spre răsărit, care ține cu altarul etiopian, două pe lături și unul mai sus. Ei, pe laturile laterale. Pe acolo, biserica când se umple de venirea Sfintei Lumini, nu-i niciodată la fel. Ori mingi ca de foc albastre, ori scânteie, ori fulgerașe. Nu se știe. Unii spun că e de la blițuri. Nu poate un bliț de aparat să prindă prin zid vata de pe Sfântul Mormânt unde se trece prin două uși. Acolo este sigilat și pus sigiliu. Veghează primarul Ierusalimului, reprezentantul Israelului, reprezentantul ortodoxilor și care e de la Patriarhie, de la Frăția Sfântului Mormânt și reprezentantul musulmanilor. Și care mai sunt? Reprezentantul catolicilor. Și ei au această ofensă că vrând, nevrând, le place, nu le place, Sfânta Lumină nu vine când e Paștele Catolic. Asta e un dezavantaj care arată încă o inconveniență că ei, rupând paralela din ortodoxia universală, din creștinismul universal, au format încă o grupare, tot creștină, se cheamă eterodoxă, adică cu bucăți de adevăr, pentru că au și ei taine și au și ei boteză în numele Sfintei Treimi și ei respectă învățătura lui Iisus, dar cu adausuri, filioghi, infailibilitate, purgatoriu, imaculată concepție și alte nebunii, asta nu vă ține de voi. Și rămân mirați că nu vine atunci Sfânta Lumină. Dar stau și asistă la venirea Sfintei Lumini la Paștele creștin ortodox. De ce? E bucuria împlinirii lor sufletești că deși și ei sunt creștini, se pot bucura de puterea luminii. Deci iau și ei lumină cu lumânarea. Nu-i Dumnezeu absurd și le stinge lumânările. Nu mă, tu ești catolic, nu pune mâna pe lumina mea. Nu. Le-o împărtășește tocmai ca să-L cunoască și să știe că e Dumnezeu tuturor. Deci Dumnezeu nu vrea război între nații și bătaie între nații de la credință, ci vrea fapte bune și dragoste. Tocmai asta trebuie să-i unească pe oameni. Și în momentul în care vine Sfânta Lumină, vin și acei arabi creștini care fac acolo un circ total și o surzenie de te doare mintea, dar acel ritual al lor și plâns și tobe și cântări și tot, face de fapt parte din ritualul venirii Sfintei Lumini. Și oamenii se duc cu milioanele. Și anul acesta au spus că a fost peste 1,5 milioane de creștini, au gemut străzile Ierusalimului, și în mai puțin de câteva minute tot Ierusalimul a fost numai lumină. Deci atât de mult a circulat Sfânta Lumină în câteva minute de s-a umplut Ierusalimul tot de Lumina Sfântă. De ce v-am dat acest aspect? Să nu credeți că în primele veacuri când a murit Hristos, la Paști primul lucru care s-a întâmplat a venit Lumina Sfântă. Nu! Avem mărturii și avem semne că abia pe la anul 800-700 a început să se așeze, dacă vreți, ritualul acesta al Sfintei Lumini. Nimeni nu i-a dat importanță. La o vreme s-a crezut că venirea Sfintei Lumini este legată neapărat de mormântul lui Hristos. Că unii cred că dacă nu faci slujba la mormântul lui Hristos, lumina nu vine. Și atunci armenii au ocupat biserica, i-au scos pe creștini afară, creștinii au făcut rânduiala învierii la poarta intrării în Ierusalim, în biserica
Sfântului Mormânt. Și Sfânta Lumină, la vremea când a trebuit să sosească, ca să vadă toată lumea că Sfânta Lumină nu-i orice, a venit sub formă de trăsnet, deși acolo nu plouă niciodată primăvara, că acolo e soare și frumos și începe căldura, a intrat într-un stâlp de la coloana porții și ardea marmura, ca o torță, ca să vadă oamenii că Sfânta Lumină este lumina adevărului.